Bine ați venit la un nou episod din cariera cu Real Madrid în FIFA 07. S-a aproape perioada de transferuri. Da. S-a aproape perioada de transferuri și nu știu pe cine să iau. Ok, echipa noastră arată destul de decent, dar bineînțeles că o putem îmbunătăți. Avem 124 de milioane de dolari buget de transferuri și salarii. Așa că este decembrie 10 acum. Suntem în 10 decembrie deja. Mai avem 5 meciuri până la perioada de transferuri. Avem și un meci în cupă contra RC Huelva. Avem două meciuri cu RC Huelva, unul după celălalt, unul în cupă și unul în campionat. Și pe urmă urmează perioada de transferuri. Ok, hai să începem meciul contra Valencia, să-i schimbăm tricourile. Jucăm în alb și Valencia negru. Bun. Valencia este pe 9, noi suntem pe 1. Ok, Canizares este un portar foarte bun la Valencia. Miguel, Ayala, Marchena, Del Horno, Joaquin și Vicente sunt niște winger foarte buni. Edu, Baraja, Moriente și David Villa. Și David Villa este foarte bun. Ok, acum suntem în rezoluția 4K. Am schimbat din setări pe 4 minute și pe 4K rezoluție. Ok. Să jucăm contra Valencia acum. Pe 4 minute, în 10 decembrie. Să vedem dacă o putem învinge. Valencia este echipă foarte bună în FIFA 7. Se compară cu Real Madrid și cu Barcelona și cu Atletico Madrid. Este acolo în top 5 cele mai bune echipe din Spania în FIFA 7. Ok, hai să începem. Raul centrale. Ah, Beckham, ce ai făcut acolo? Ai pierdut mingea. Acum este David Villa. David Villa a fost sau Morientes. Nu știu sigur, în fine. Acum este Cannavaro pentru Sergio Ramos. Sergio Ramos înaintează. Îl face pe Joaquin. Sergio Ramos îi face pe toți, incredibil. Sergio Ramos. Și este gol. Gol cu Sergio Ramos. Minutul 17, ce gol. I-am driblat pe toți, la partea altă. Incredibil, ce gol cu Sergio Ramos. Și trebuie să ții cont că este doar Sergio Ramos din 2006-2007, care are doar 84 overall. Cum este Miguel, recuperează Robinho. Șutează Robinho, dar respinge în corner Canizares. Ce șut al lui Robinho, ce fază electrizantă. Bravo. Cum este Robinho din nou, pasă pentru Ronaldo Nazario, un șut cu efect interior, dar merge pe lângă poartă, cu puțin pe lângă poartă. Cannavaro pentru Casillas degajează pentru Van Nistelrooy pentru Ronaldo Nazario. Ronaldo. Este gol. Bravo, Ronaldo. Ronaldo Nazario.
Sper că se vede mai bine în 4K decât în Full HD, pentru că până acum jucam doar în Full HD. Bravo, Ronaldo! Ce drept că a apucat singur pe colțul lui, pe flancul lui. Acum este Cannavaro. Mahamadou Diarra. Pentru Beckham. Pierde mingea Beckham, acum este Edu. Pentru Marcena. Marcena. Acum este Guti. Guti pasă pentru Raul. Raul pasă pentru Van Nistelrooy și Van Nistelrooy înscrie Van Nistelrooy. De aproape este și normal să înscrie Van Nistelrooy, al cincilea gol pentru Real Madrid în acest sezon. Cred că doar Ronaldo a înscris mai multe. Nu știu sigur, nu mai țin minte, așa cred că Ronaldo Nazario a înscris aproape de 10 goluri în acest sezon. Ne putem uita după meci să vedem câte goluri are Ronaldo Nazario. Și se termină prima repriză cu scorul de 3-0 pentru Real Madrid. Da. 3-0 în prima repriză. Ce trebuie că jucăm pe 4 minute în loc de 2 minute. Ca de obicei. Dar reține portarul. Iese portarul Canizares și reține. Acum este Sergio Ramos. Morientes pentru David Villa. Baraja. Cannavaro. Cannavaro driblează, Cannavaro pentru Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario, gol pentru Real Madrid prin Ronaldo Nazario, net 83. Bravo Ronaldo! În pasa lui Cannavaro a înscris golul. Minut 87, în continuare, este 4-0 pentru Real Madrid. Mahamadou Diarra. Înaintează cu mingea. Mahamadou Diarra, un șut blocat. Și Emerson, centrare pentru Van Nistelrooy, care nu ajunge la minge, dar ajunge Raul. Centrare pentru Van Nistelrooy și nu câștigă duelul aerian. Acum este Mahamadou Diarra. Un șut puternic al lui Mahamadou Diarra, dar reține Canizares fără nicio problemă. Cannavaro. Julio Baptista. Trece de Baraja. Julio Baptista. Un șut imprecis. 4-0 pentru Real Madrid și cred că aici se va încheia meciul. Într-adevăr, se încheie meciul cu scorul de 4-0 pentru Real Madrid. I-am bătut convingător pe Valencia la ei acasă. Totuși, golul lui Sergio Ramos a fost special. I-am driblat pe toți. Ronaldo, nota 10, a înscris, cred că, 2 goluri, parcă. Winning streak. În alt meci câștigat. Am câștigat 5 meciuri la rând. Ok, hai să vedem câte goluri avem cu Ronaldo, cu Real Madrid. Ronaldo are 9 goluri. Milosevic 7, Xavi 6, Tau 6, Forlan 6, Soldado 6, Oscar 6, Meong 6, Van Nistelrooy 5, Riquelme 5. David Silva de la Valencia are cea mai bun ratio de goluri pe meci. Un gol pe meci, dar cred că nici nu prea joacă. Van Nistelrooy 0-7, Ronaldo 0-7, Tau 0-7, Xavi 0-5, Fernando Sales 0-5.
Ok, asisturi. Raul are 5 asisturi. Opa, destul de bine. E greu să dai asisturi în FIFA 7. Mai ușor este să dai goluri decât asisturi. Și Casillas are 11 meciuri fără gol primit, deocamdată.